România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Se simte aer de 2017, prieteni. Sau poate că nu ne-am revenit niciodată din acea zonă. Dacă stați să vă gândiți astăzi câte dintre grozăviile făcute de guvernarea Dragnea atunci au fost îndreptate, câte infracțiuni au fost rescrise, dar secția de verificare a magistraților s-a desființat și câte decizii ale Curții Constituționale au rămas pe viață să conducă mai departe un sistem juridic și administrativ șubred, unul în care sub denumirea de abuz s-a ascuns protecția unei clase politice adesea hoațe. De fapt, aproape nimic nu s-a repus la loc după anii aceia. Mai mult de atât, în tăcere se face și ordine în acest sistem. Vocile mai critice sunt aduse la tăcere, instanțele cheie au în componență magistrați controversați, CSM întărește controversele, iar cei care au avut ceva de spus în trecut zboară. Dar mai grav de atât este că domnul Iohannis și partidele de guvernare au retras anticorupția din agenda publică și din strategia națională de apărare. Sigur, la ce vremuri trăim, asta e ultima problemă, să zicem, pe aia dreaptă, nu? Dar a fost de ajuns ca la începutul pandemiei să vă uitați la bunurile care au fost cumpărate, mai țineți minte episoadele cu măști, cu mănuși, ca să vedeți ce dosare au ieșit de acolo. De asta excluderea lui Cristian Danileț din magistratură este mai importantă decât pare. Un val de reacții a venit după această excludere. Ministrul Justiției a numit actul CSM drept unul riscant. Ambasada Statelor Unite s-a declarat profund îngrijorată și a vorbit de nevoia de independență a justiției. Vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a numit actul drept o rușine, iar asociațiile profesionale au chestionat decizia CSM. Drept răspuns, CSM l-a și suspendat pe Danileț și a interzis să vină la instanță până la soluționarea cazului în justiție. În aceeași zi au fost retrogradați și suspendați 5 judecători din Constanța care au dat hotărâri în cazurile Mircea Băsescu, Sorin Strutinski sau Nicușor Constantinescu. Unul dintre judecători, Ciprian Coadă, de exemplu, a avut o atitudine publică față de schimbările politicii penale din timpul lui Liviu Dragnea. Ce întâmplări? Cum cad toate piesele la locul lor în tăcere, dar cu aceleași efecte ca acum câțiva ani? Am sentimentul că totul este făcut ca să pună capăt epocii în care justiția din România i-a mai luat de urechi pe unii suspuși. Am sentimentul că mulți dintre ei își doresc ca justiția să meargă doar când se apasă pe butoane. Cred că toată lumea de acolo e fericită de ce a vrut Dragnea să facă, doar că nu o pot spune în gura mare. Poate că zilele astea sunt și o victorie pentru Liviu Dragnea. El oricum se bucură de eliberare înainte de vreme, semnată doar undeva pe la Giurgiu. Da, eu zic că suntem tot în 2017 și că ne vom smulge cu greu de acolo. Dar mi-e teamă că avea dreptate Stelian Ion în scrisoarea aceea lui către președintele Iohannis. Dar astea sunt gândurile mele, vreau să le știu pe ale voastre. 0372069599. Îl repet, să se audă către toate judecătoriile din țară. 0372069599. În ce măsură credeți că aceste măsuri sporesc încrederea în justiție sau poate dimpotrivă? Ce credeți că s-a îndreptat în acest sistem după perioada Dragnea? Mai este nevoie de luptă anticorupție în România sau este acesta un episod încheiat? Și sigur că dacă sunteți magistrați, avocați, știu eu, oameni de specialitate, puteți să vă dați cu părerea și despre cazul Danileț, ajutați-ne să înțelegem ceea ce poate noi nu am văzut. Sau, mă rog, sunt explicații de specialitate care merită spuse aici. Încă o dată, 0372069599, Cristian, deschide România în direct. Nu uitați că suntem și pe Facebook. Salutare, Cristian! Salutare, Cătălin, salutare ascultătorilor. Eu ți-aș aduce în atenție două chei sub care trebuie să privim momentul.
Prima cheie este că, din punctul meu de vedere, ceea ce îi se întâmplă judecătorul Danileț, în momentul ăsta este doar un semnal. Bineînțeles că are un rol în tot acest scenariu, însă este mult mai important semnalul care se dă sistemului. Iar a doua cheie, și asta este un scenariu la care mă gândesc de ceva vreme, plecând de la următoarea teorie. Vedem cu toții de 30 și ceva de ani un anumit tipar care s-a format. Adică în fruntea acestui stat se perindă personaje care funcționează după același tipar. Cei mai mulți dintre ei sunt foarte slab pregătiți, coruptibili, corupți și cu probleme foarte mari în general. Și atunci mă conduce toată situația asta către următorul scenariu. Privim de 30 de ani la un joc de șah, iar pe această tablă de șah, mă auzi, da? Da, te ascult, chiar te ascult. Iar pe această tablă de șah avem absolut toate piesele necesare jocului, de la simpli pioni până la regi, regine și nebuni. Și de nebuni am avut parte în toți ăștia 30 de ani și știm foarte bine. Acum, justiția este folosită de mult timp ca o pârghie de manipulare a acestor piese pe această tablă. Ce este mai grav însă... De către cine? Că asta e întrebarea. Asta este o întrebare foarte bună. Din punctul meu de vedere, așa văd eu scenariul în momentul ăsta, tot șahul ăsta este regizat de niște personaje care sunt departe, în umbră, și pe care nu le-am văzut în ăștia 30 de ani și eu mă îndoiesc profund că o să le vedem în următorii ani. Pentru că sunt personaje cu o putere fantastică. Cine, domnule, că... Nu doar financiară. Da, știi, și mie îmi plac discuțiile uneori seara la televizor, mă uit din ce în ce mai rar, mi se pare că mă îndepărtez de zona aceea de Românie. Dar nu, când spui așa, tu, cine sunt personajele astea misterioase? Eu mă învâr de 28 de ani în mediul ăsta de acum... Și tot au tot felul de vorbe. N-aș fi putut să pun mâna pe unul la un moment dat să zic, bă, ia uite-l, ăsta e misteriosul, știi? Păi tocmai de asta au puterea pe care o au, pentru că stau foarte departe de tot ceea ce înseamnă reflectoare. Oamenii ăștia, puterea lor derivă dintr-o anumită zonă a societății, cu legături directe, cu serviciile. Din punctul meu de vedere, nu are rost să punem altfel problema decât în felul ăsta. Adică servicii exact și politică, zici tu, nu? Și acum cine? Este o legătură directă. Stai un pic. Deci, așa, teoria care umblă aici prin studiourile noastre de televiziune și ne mănâncă viețile e următoarea. Dom'le, să bate securitatea cu politica sau vechea securitate cu noua politică, o chestie de genul ăsta. Hai, explică-mi acum cine l-a dat afară pe Danileț dintre taberele astea, dacă e cu tabere. Cu siguranță sunt tabere și între ei. Și cu siguranță, dacă vrem să vedem cine l-a dat afară pe Danileț, trebuie să vedem ce acțiuni a avut el în trecut și eu mă refer la trecutul recent, de 2-3 ani încoace, de când este ieșit mai în față. Dacă identificăm câteva din personajele respective, putem să ajungem mai departe pe fir, dar mă îndoiesc că vom ajunge la adevărații regizori. Încă o dată spun lucrul ăsta. Da, eu aș vrea să-i cunosc, mulțumesc tare mult! În anul 2002, cred că să fi fost, parcă nu mă înșel, sau 2001, undeva într-o ședință a PSD-ului, cineva a interceptat niște convorbiri. Cum o fi făcut, el a luat niște stenograme de acolo, nu mai știu exact cazul. Dar ce mi-aduc aminte cu exactitate, fiindcă am relatat lucrurile acelea, era faptul că Rodica Stănoiu vorbea sau a fost întrebată la un moment dat de dosarele pe care le avea cu Băsescu. Și s-a spus, da, Rodica, când ea întreba? Când în drumul la dosarele cu Băsescu, adică atunci, la finalul anilor 90, începutul anilor 2000, era un control politic asupra magistraturii destul de puternic, se vedea. Vedeți și cazul Panait, vedeți și cazul procurorului Lele și câte și mai câte. Justiție făcută la telefon. Dacă în anii de după a avut loc o emancipare, o maturizare, ce acestei bresle? Au venit alți oameni cu alte gânduri, mai tineri, cu alte speranțe și au început și au și reușit, cu un pic de ajutor din partea clasei politice, să facă un pic mai bine. Poate să fi fost vorba și despre asta. După care,
clasa politică a încercat să-i bage din nou sub același obroc, să le spună, bă, stați un pic, că nu e bine cum faceți voi, trebuie să fie așa, mai în tăcere, cum era înainte, să ne înțelegem, să fim oameni. Lucian, salutare! Ce înțelegi din cazul ăsta? Bună ziua! Te ascultăm! O introducere a cazului Panait, așa o văd eu. Chiar, să luăm particular cazul, ne-am întors în anii 90, nu în 2017, din punctul meu de vedere. Da. Și mai mult decât că România seamănă mai mult cu Rusia decât cu o țară occidentală sau din Uniunea Europeană, nu pot spune, cam asta este părerea mea. Încredere. Ți se pare că seamănă mai mult cu Rusia acum? Cazul ăsta, cam da. Deci e un caz care îl găsim frecvent în Rusia. Da. Reglările astea de conturi și nu per total justiția nu o consideră așa, dar cazul ăsta spune multe despre justiția din România și despre cine deține puterea. N-am fost pe fază. Cine? Și nu știu cine a vorbit mai înainte, dar domnul de dinainte a punctat perfect. Sunt de acord 100% cu ce a zis. Spune-mi, ți se pare că după perioada Dragnea, ai zis că nu generalizezi la nivelul întregii justiții, dar ți se pare că după perioada Dragnea, clasa politică a îndreptat ce s-a stricat atunci? Nu, absolut. Din potrivă, din moment ce a bătut iară palma, chiar dacă Dragnea a plecat, Dragnea a fost și el un pion. Dragnea a fost și el un pion? Wow. Da, un pion al PSD-ului. Un pion al PSD-ului. S-a folosit, după care altul. Da, adică și tu crezi în niște forțe extraordinare care sunt acolo, în spatele. Da. Da. Dom'le, eu nu cred. Eu cred. Da. Mi-a fost destul de greu să mă conving anii ăștia care existau undeva, unii adunați la o masă, hai să ne închipuim imaginea asta, unii adunați la o masă și zic, bă, și acum îl dăm afară pe Danileț și acum îi speriem pe aia de la Constanța și acum facem aia. Da, grupulețe, sunt. Da? Grupulețe, da. Ok. Nu știu, ai atunci... Mai mic sau mai mari. E posibil, dar ai vreun tip de speranță atunci că lucrurile vor merge mai bine în România dacă toți suntem trași de niște sfori, de niște păpușari din ăștia pe care nu-i vedem? Sincer, nu. Deci, sincer, ani de zile am încercat să fac lucrul ăsta și am crezut și de-am și rămas în țară și așa. Dar pe lună ce trece, sau nu chiar, de an în an, vedeam lucrurile că nu sunt chiar ok. Am fost foarte imparțial, am încercat să văd într-o zonă neutră, să nu încerc să dramatizez, nici să mă împăt cu apă rece. Dar, sincer, nu văd o îndreptare a lucrurilor sau foarte greu, poate peste, nu știu, 10-20, mai bine. Și de cazul domnului Danileț, ce zici? A fost dat afară pe drept sau pe nedrept? 100% pe nedrept. Dacă alea-s probele, nu știu cum a avut curaj ca să... Da, ești cea mai bună constatare. Și să zici, dom'le, dar cum v-ați gândit că puteți să faci? Păi și da, nu vedeți că era cu drujba aia electrică? Dumneavoastră vi se pare ăla un judecător? Nu, eu cred că e un abuz clar, deci fără discuții. Dar abuzurile... Luăm legislația în mână și vedem. Contravenție, codul penal, infracțiune, sau dacă au ei, nu știu exact... vreo normă după care trebuie să se comporte în viața privată, clar că nu mergi la băute cu infractorul X. Îți mulțumesc mult! Doamna Laura Codruța Chioveși a dat un interviu pentru cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung, în care zice așa: nicio țară din Europa nu este curată. Nici
una și oferă câteva argumente apoi. Este întrebată de reporter, deci Europa este un continent unit când vine vorba de fraudă? Păi am putea spune asta, îi răspunde fostul șef al DNA. Dumneavoastră veniți din România, unii spun că fenomenul corupției este omniprezent acolo. Cum vedeți această observație? Și doamna Chioveși răspunde, când eram șeful Agenției Anticorupție din România, investigam peste 1000 de persoane în fiecare an. Printre aceștia s-au numărat foști miniștri parlamentari, primari, dar în fiecare an am văzut că toate aceste cazuri nu scad. Concluzia mea a fost că fenomenul corupției nu poate fi oprit. Poți investiga oamenii, poți băga în închisoare, dar într-o țară în care corupția este adânc înrădăcinată, trebuie să se sape mult mai adânc. Este o problemă de mentalitate care este o moștenire a dictaturii comuniste. Știți? Și atunci politicianul vine și spune, bă, dar nu poți rezolva asta. Hai să nu mai turăm așa motoarele cu anticorupția asta, că enervăm populația. Ce zici, Cătălin, de raționamentul ăsta? Salut! Salut! Mă auzi bine? Te ascult, da. 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 Nu știu, acum, în ultimul timp, am văzut că, adică, nu știu, ieri, când a fost, a intervenit ambasada americană. Ieri, pe la ora asta, da. Acum, părerea mea e că Ciolacul ăsta și părinții lui ar trebui să aibă grijă. Pentru că de câte ori a intervenit ambasada americană sau au avut americanii ceva de spus, vezi cazul Dragnea, vezi cazul Năstase, la fel s-a întâmplat. Când au sărit pe când au băgat degetul prea tare prin gard, și a intervenit America, adică au dat un comunicat, s-au dus la pușcărie amândoi, și Dragnea și Năstase. Nu știu dacă, uite-te un pic în spate așa și, da. Și vezi, la 3, 4 luni, 5 luni, 6 luni, s-au cam dus, s-au cam... Dar de ce zici de Ciolacu? De ce zici de Ciolacu? Că ai început așa, ai zis Ciolacu. Păi ce treabă are Ciolacu cu asta? Da, cine zici tu că PNL-ul, cât ar fi, că nu-i suport pe ăștia, nu-i suport, suport Gașca lui Orban, da. Gașca lui Orban aia sunt suportabil și eu am votat cu SR-ul, mă rog. Dar pe ăștia nu, dar nu-i văd pe ăștia să, pe cei de la PNL-ul de astăzi, care sunt la putere ăia, care nu mai sunt PNL, sunt PSD toți, nu-i văd pe ăștia care au trecut din PNL la cu PSD-ul să fie în stare să le dea apă la moară judecătorilor ăștia de la CSM sau cu ce e curtea? CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, așa se cheamă. Consiliul Județean. Așa, zici și județean uneori. Da. Da. Eu înțeleg raționamentul tău, da? Chestie. Te rog. Încă o chestie. Acum, eu m-am gândit și am zis așa, bă, dacă tot văd că se înaintează cu comisia aia de control a magistraților, sau cum e aia? SIJ, Serviciul de Verificare a Magistraților, să zicem așa. Acum, dacă văd că ăștia tot insistă să o scoată, mă gândesc, eu tare sunt în dubiu că acum să nu intervină SIJ-ul ăla, să zică, bă, hai să facem chestia asta ca să nu ne ia scaunul de sub picioare. Adică ce să facă SIJ-ul, domnule? SIJ-ul înseamnă... Adică să intervină în cazul ăsta. Să se ducă peste CSM? Da. Nu să intre peste CSM. Mă gândesc să intervină, să aibă un cuvânt de spus. Și atunci PSD-ul care a fost... Să opune la desfințare, de acord, da. Cu SIJ-ul ăsta, să le dea peste naș celor care vor să desfințeze. Fii atent, chestia. Cătălin, dacă, stai că i-am găsit și numele, că aveam un lapsus, îi zice Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, de acolo vine SIJ. Deci dacă secția asta se duce și ea la întrebări pe motive de... cum ar fi corupții sau încălcare de reguli pe membrii CSM care au votat treaba asta, te sun și facem emisiune specială cu asta. Deci, wow! Adică, aș vrea să o văd pe asta. Eu, așa cum mă gândesc eu în mintea mea că s-au aranjat lucrurile, mi-e să nu-l ancheteze pe Danileț SIJ-ul. Adică, asta aș vedea mai curând. Părerea mea e că vor să intre un pic, nu, doar să dea speranța aia de, uite, bă, că fac și ei treabă. Înțelegi?
Și atunci o să le dea peste nas celor care vor să o desfințeze și o să zică, da, bă, uite, fac treabă. Hai să-i lăsăm acolo. Și după aceea o să-și facă treaba, băieți. Asta e părerea mea, nu știu, asta e gândul meu. Da, e posibil, îți mulțumesc. Rețin gândul ăsta. E important, pentru că suntem oameni cu viziuni diferite. Dar totuși, în momentul în care se pleca din guvern, Stelian Ion, când pleca USR din guvern, Stelian Ion îi lăsa o scrisoare lui Stelian Iohannis și ziceți așa, zice în felul următor, vreți control total pe numirea procurorilor. Ați respins public propunerea noastră de schimbare a procedurii care era în conformitate cu rapoartele Comisiei Europene. Poate tăcerea e de undeva, de aici, din zona asta. Poate de aici începe nivelarea. Salutare, Radu! Cu ce gânduri vezi evenimentele ultime? Bună ziua! Dacă în materie de ordin medical am convingeri ferme și strămutabile doar cu argumente științifice, în domeniul ăsta nu am decât mirări și întrebări. Te rog. Care mai de care mai tulburătoare și mai fără răspuns, de unde și absența oricărui optimism? În primul rând trebuie să vă spun că sunt departe de a fi un admirator și cu atât mai puțin un susținător al domnului judecător Dănileț. Nu vreau să intru în detalii, nu mi-este deloc o figură plăcută și nici de mare încredere. Dar de acolo, până la a ridica dreptul unui judecător de a judeca, de a fi scos din profesie, pentru niște filmări absolut aiuristice de altfel, dar care nu au nicio legătură cu capacitatea de a judeca un caz, este o lume. Stau și mă întreb cum s-a putut constitui o asemenea majoritate halucinantă în CSM-ul aripa judecătorească. Deschid aici o paranteză importantă. Nu știu cum ne-am procopsit noi cu magistrați procurori alături de magistrați judecători. Am copiat din domeniul francez, dar acolo am copiat numai pe jumătate. Din evul mediu erau magistrații de scaun și magistrații de parchet. De acolo și denumirea de parchet. Magistratul de parchet, procurorul stătea jos, magistratul de scaun înalt era cel care dădea cu ciocanul și care era primus inter pares. Dar să ne aducem aminte de ce s-a spus într-o parte sau chiar mai multe părți ale presei că ar fi fost exmatriculat Stelică, zis și garsonieră. Să nu uităm de garsonieră. Domnul Stelian. Pentru că ar fi sustras din competența prezidențială numirea procurorilor și a judecătorilor înalți. Păi așa, să ne uităm acum ce a făcut CSM-ul. Mai avem încredere, deși știm că ne-a cerut Uniunea Europeană să dăm dreptul CSM-ului, apoi Băsescu cu Codruța Chiovici și Monica Macovei au luat și au trecut la Băsescu, au zis cât timp Băsescu este bun, deci noi dăm după oameni, dăm drepturi, constituim instituții sau nu. Scoateți-o pe Chiovici din ecuația asta, că a făcut-o doar Băsescu și cu Macovei, doamna Chiovici și a apărut mult mai târziu. Mă rog, accept că uneori greșesc. Rar, dar greșesc. Da. Ce pune asta, da. Asta este adevărul. Da. Și, da, mersi. Și atunci, ce încredere să mai am? Sunt medic, știu că se întâmplă lucruri și în Colegiul Medicilor. Eu am pledat foarte mult pentru un model corporatist al societății. Tagma medicilor, tagma inginerilor. Păi în loc să fie o corporație de mare ținută, văd că au îmbracă mai curând conotația peiorativă a tagmei. Dăm voie să mergem... Numai puțin. Pentru că pomeneați de stenograma absolut odioasă în care doamna Stănilă... Stănuia. Sau cum se numea doamna fost ministru PSD al justiției, altfel profesionist de mare calitate. Da. Dar la moralitate și politică acolo deja lucrurile nu scârție deloc, sunt chiar cât se poate de prost. Dar îmi aduc aminte de o altă răsuflare. Vă aduceți aminte de celebra notă a domnului
Coldea pe când era adjunct sau șef la SRI, în care notase 5 nume de potențial judecători și rămăsese imprimată pe a doua foaie numele judecătorilor care urmau să fie căutați la dosare. Cred că și-aduce lumea aminte. Uite, mie îmi scapă asta, mă pui acum să mă uit pe internet, dar dacă ai tu amintirea asta, da. Da, este absolut cert. Da. Și a spus, da, după aceasta m-aș amalizat. Pe mine atunci m-a intrigat, nu faptul că a... Așa este, e o anchetă din 2007, din da, corect, am verificat. Dar știu, păi e o anchetă din 2007, a fost și o comisie de control mandat, la SRI. Da. Ai dreptate, corect. Eu atunci m-am întrebat ce cârtiță a fost că ea, în afară de totala lipsă de profesionalism a generalului, cum să scrii cu pixul atât de apăsat să se vadă și pe următoarea foaie să iei prima. Deci asta este de gâgă. Dar cârtița a fost înăuntru. După aceea vorbim de reacția americanilor. Să ne aducem aminte cum adjunctul doamnei Nuland a trimis atunci o scrisoare de a venit noaptea și-a dat-o erată, cum se numără voturile cu suspendarea președintelui fost. Deci suntem într-o colcăială și într-o mizerie fără ieșire. Doar succesiunea anotimpurilor ne arată că suntem pe o planetă în care lucrurile merg uneori cum trebuie. Mi-ai luat toate speranțele. Îți mulțumesc pentru discursul tău. A fost o reîmprospătare foarte bună a ceea ce s-a întâmplat. Vedeți că acesta este doar un episod dintr-un lung șir care tulbură încrederea societății în ceea ce ar fi trebuit să fie foarte important. Ori societatea noastră a zis așa, v-am dat drepturi, v-am dat bani, v-am apărat, trebuie să faceți lucrurile în mod corect. Și în mod clar, asupra acestei bresle au venit presiuni și dintr-o parte și dintr-alta, că tot vedem aici chestiunea asta, servicii, politică și așa mai departe. Unii cedează în continuare, alții sunt drepți, dar sunt și cazuri revoltătoare, uneori, cum e și acesta, în mare măsură. Salutare, Ovidiu! Bine ai venit la România Bună. Direct! Bună, vă salut, domnul Striblea! Referitor la subiectul de care țineți dumneavoastră, pe care îl aveți dumneavoastră acum sub reflector, aș vrea să spun, pe de o parte, că n-am observat până acum nicio intervenție referitoare la faptul că din nou apar ambasadorii și, hai să le spunem, puterile străine în rezolvarea lucrurilor din ograda noastră. Fără niciun fel de discuție, acest lucru n-are cum să fie, să rămână de neobservat. Văd că domnul ambasador acum și-a manifestat interesul și atenția față de această sancțiune a domnului judecător Dănileț. De asemenea, în raport cu cealaltă situație din Italia, cu acea ziaristă sau persoană media care a generat, cum să spun, atenția publică asupra doamnei Șoșoacă. Din nou, ambasada și anumiți oameni politici de la Bruxelles s-au manifestat pentru rezolvarea situației. Deci sunt curios toate cum de există atâta interes referitor la statul de drept, iar în momentul în care, în ultimele zile ale guvernului Câțu, era pe punctul de a trece o lege prin care toată populația să fie supravegheată prin intermediul acestor canale Facebook de sociale sau cum să le denumesc. Da, de social media. În cazul social media nu am văzut niciun fel de reacție referitoare la interacțiunea asupra statului de drept. Sunt cazuri diferite, dar la ambasada americană nu poți să spui că lucrurile sunt consecvente. Adică ce, prima dată când ambasada americană face referiri la justiție în România, știți că acest subiect este unul dintre subiectele la care diplomații americani sunt cei mai atenți, indiferent de care au fost, începând de la... Uite. James Rozapep și Michael Guest, care au dus adevărate campanii aici, până astăzi, subiectul justiției a fost linie roșie la ambasada americană. A fost linie roșie, fără niciun fel de discuție, dar linia roșie n-a fost și când acea
lege referitoare la ascultarea la Big Brother urma să intre și să în ultimele zile ale guvernului Câțu? Păi, atunci n-a fost niciun fel? Atunci n-a fost. Ce să zicem? Probabil că serviciile secrete americane sau autoritățile americane deja practică. Asta știi că sunt nenumărate discuții. Dar dacă în ce... vorbim de statul de drept, faptul, de exemplu, că toate hotărârile referitoare la certificatul verde au căzut în prima instanță și după aceea trebuiau să fie reluate acțiunile împotriva unei noi, unei noi ordonanțe care urmăreau același subiect și care subminează din punctul meu de vedere, cum să spun, din temelie statul de drept. Atunci nu există niciun fel de reacție? Nu, pentru că dumneavoastră comparați aici lucruri diferite. Și am să vă explic de ce. Pentru că aici, în cazul Danileț, ceea ce vede o parte din opinia publică, spun o parte din opinia publică, este curmarea unei voci profesionale care s-au opus unor schimbări abuzive de-a lungul timpului, schimbări care protejau politicieni corupți. Asta se vede din avion. Cred că sunt voci profesionale care atacă și acele ordonanțe de urgență care au fost date în buclă. Aici ai justiție, ai oameni de o parte și de alta, nu e nevoie de o intervenție. Toate statele se confruntă cu dezbaterea asta. Ori acelea sunt acte legislative. Da, dar nu uitați. Dar că... nu se referă și într-un caz și celălalt la cazul, la statul de drept? Dar oare nu poate... despre statul de drept este vorba în ecuația asta? Nu poate, da, dar se referă mai curând la abuz, nu la statul de drept. Aici. Ori actele respective sunt gândite. Și într-un caz și în altul este vorba de abuz. Și ați vrea să intervină ambasada americană. Nu, pierdem esența discuției. Nu poate să intervină ambasada pe toate chestiunile. Și, mă rog, poate nu, pentru unii nici nu trebuie să intervină nici în această situație. Nu știu ce să zic, dar este consecventă cu linia sa. No, acum, pe dumneavoastră, nu vă îngrijorează deloc ceea ce ați văzut? Și acum nu mă refer la ambasada. Referitor la situația domnului Danileț, mă gândesc că, având în vedere că în CSM s-a dat un vot în care majoritatea a fost pentru excluderea sa din magistratură, mă gândesc că există și niște situații bine punctate acolo, referitoare la un anumit mod de a se comporta al unui magistrat, pentru a nu aduce atingere dogmei profesionale de care vorbeați, într-adevărul meu. Există o sancțiune anterioară, domnul Danileț, nu e la prima întâlnire cu judecata CSM. Există, adică, într-adevăr, niște lucruri. Acolo la CSM, din câte am observat, n-a fost o, cum să spun, părerile au fost, n-a fost o singură părere, o singură voce. Da, a fost un 5-2-2, dacă mi-aduc eu bine aminte. Un 5-2-2, un 5-2-2, deci majoritatea a fost pentru excludere. Deci mă gândesc că au existat niște, ce să spun, niște argumente destul de bine justificate în rândul celor din CSM pentru a genera această soluție. Mă gândesc și eu. Da, vedem... Necunoscător al tuturor pragurilor sau a tuturor mi-e greu să intru pe speță, da. Îți dau dreptate și sunt atent și îți mulțumesc tare mult. Așteptăm judecata în altei curți. Sigur că acolo sunt oameni de profesie, e greu să interpretezi o speță, întotdeauna când vezi o speță, oamenii vor cădea de o parte și de alta ei, de asta și din instanțe jumate dintre oameni pleacă nemulțumiți de hotărârea care se dă, dar aici e vorba mai curând de un efect, de un semnal politic. Nu e vorba doar de cazul Danileț, e vorba și de alți judecători care au fost sancționați. Culmea e că toate aceste sancțiuni pică doar pe o anumită zonă. Cine a făcut gura mare în timpul guvernării Dragnea? Astăzi, culmea, 5 ani distanță a avut de suferit. Ăsta e semnul la care CSM trebuie să răspundă în fața opiniei publice. Nu altul. Dacă domnul Danileț are păcate în spate, că e un judecător cum e, sigur că aia se poate judeca, dar... Întrebarea este cum de-ați făcut voi de-ați judeca doar într-o direcție. Mă întreb și eu, sau oameni numai dintr-o anumită direcție. Eu însumi am aici în documentare o listă de 3 judecători care scriu niște lucruri pe Facebook, care sunt mesaje politice, cum nici măcar eu nu scriu. Adică niște mesaje despre partide, despre președintele Iohannis, de o parte și de alta, despre bunul mers al României,
care, ochiometric, atât cât mă pricep eu, sar din tot ce înseamnă cod deontologic al magistratului. Adică, n-am magistrați, opinii politice despre politică, bine, alea nici măcar nu sunt judecate. Ludovic, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Ce zici despre problema asta? Ce să zic? Problema aceasta cu Cristi Dănileț vine cam de mult, cam din 90, cam de când a fost dată proclamația de la Timișoara. Cum așa? Păi, foarte simplu. Dacă proclamația de la Timișoara spuneau, deci erau niște reguli. Una din reguli era desecretizarea securității, pentru care domnul Danileț a militat. Pot să cred că forțe din securitate au vrut să fie expus Danileț din magistratură, pentru că tulbura anumite apări. De ce din securitate și nu din politică? Că, și din politică. Politicul ce și-a zis? Ce are nevoie populația? De pâine și circ. Păi pâine și-o ia fiecare, hai să le dăm un pic de circ. A pus circul cu energie, hai să le dăm și cu justiția. Ca să nu aibă timp să se gândească și la problemele cotidiene. Deci, fiecare judecător de acolo, că asta însemna desecretizarea securității, ca cei care au fost următorii, da, și care vin din anumite familii care au turnat, și a spus ceva împotriva partidului, și domnul Iliescu ar trebui întrebat de ce a rămas acest sistem și pasiva SIPA nu a fost desecretizată, au ceva acolo de ascuns. În momentul când se supune la vot ceva, îi se atrage atenția. Uite aici dosarul. Trebuie să votezi așa. Chiar dacă ești o persoană calificată și ești bun și competent pe acel domeniu, ca să te ascunzi de acea greșeală, că nu vrei să iasă la iveală să fie scandal public, atunci votezi cum spune tovarășul din fața ta, care ți-a arătat pisica de sub tăptară. Zici tu că sunt șantajabil? Nu știu. Aici cu securitatea am însă o îndoială. Sunt prea tineri ca să fie apucat să fie prin mrejele alea, știi? Că se iese la pensie repede în profesia asta. Din păcate, da, se iese la pensie repede și este o greșeală că se iese la pensie repede. Din punctul meu de vedere, un om la 50 de ani să iasă la pensie cu o experiență în spate, nu cred că este rentabil pentru societate. Bravo. Acel om dacă este profesionist și își face treaba cum trebuie, la 50 de ani poate să fie mentor pentru viitorii discipoli și urmași, să urmeze o cale corectă și dreaptă. Bravo. Nu trebuie să-l scoate. Și încă ceva, Ludovic, la 50 de ani un om este pe picioarele lui și profesional, da, și economic și mental. Este mai greu influențabil. De-abia când puterea lui omenească, capacitatea lui de muncă și de răspuns la societate e cea mai mare, noi le spunem, puteți pleca. Da, și le dăm cât un șut în fund, da, și le... Îi omenim cu o pensie, da, pentru că ăsta a fost motivul de să-ți creat aceste pensii speciale pentru judecători. Ca să-i încânci, da, domnule, ies la 50 de ani la pensie, pentru ce să mai stau, să mai bat capul cu... Da, oameni cu, suntem, cu nu? Timp. Dacă vine unul la mine și îmi zice să ies cu o pensie specială, acum, Ludovic, îți mulțumesc. Vreau să pun și eu o concluzie. Am depășit, asta e concluzia mea, dar am depășit din nou o linie, așa mi se pare. Aștept judecata în alte curți, în acest caz. Sunt curios și în același timp sunt îngrijorat, pentru că nu văd reacțiile și nu văd instituțiile de justiție funcționând în parametrii la care societatea românească se așteaptă. Așa că
Vom fi cu ochii pe acest caz, deși semnalele sunt mai curând proaste. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.